Domnule Dodon, vrem să vă întrebăm, ședința de astăzi a fost amânată. Degrabă expiră termenul de prescripție în dosarul ăsta. Este o tergiversare sau nu? Noi am venit astăzi la ședință, am fost pregătiți, ați văzut și eu și ambii avocați. Nu a venit partea vătămată, Energocom. Au motivat cu boala, dar probabil nici ei nu au claritate, pentru că acolo nu este clar ce înseamnă partea vătămată, pentru că ei, Energocom, nu au avut diferit în această tranzacție din 2008. Noi nu tergiversăm nimic, repet, am venit, au fost fixate 6 ședințe următoare, le vom prezenta și nu avem nicio problemă. De grabă expiră termenul de prescripție, având în vedere că presupusa infracțiune a fost săvârșită în 2008. Întrebarea nu este către mine, este către procuratură și judecătorie. Cum vedeți rezultatul acestui dosar final? Așa cum am spus-o și de mai multe ori, niciun argument care demonstrează vinovăția mea. Grupul criminal organizat, unde Plahotniuc, Gusev și alții, nu a fost trimis în judecată. A fost trimis doar cazul meu. Probabil au vrut procurorii să facă un mic show. O să vedem dacă o să reușească, cred că nu. Se distramă Partidul Socialiștilor. Vedem, pleacă membrii. Păi de la Energocom s-a la socialiști. Eu mi-aduc aminte anul 2014, când socialiștii au luat locul întâi la alegerile parlamentare din noiembrie, dacă nu greșesc. Și cum domnul prim-ministru, atunci, dar nu mai era prim-ministru, ex Filat, la prima ședință parlamentului a declarat că să vedeți voi în câteva luni nu o să existe așa partid. Și din 2014 tot ne îngroapă pe noi socialiști. Nu a reușit nimic. O să fim puternici de data asta. Se distramă partidul sau sunt niște mișcări pentru viitoarele alegeri? Bine pusă la punct. Cu domnul Ceban. Timpul să arăt. Anterior, vreau să vă mai întreb. Anterior ați declarat că sunteți milionar în lei. Vă considerați un om bogat sau nu? Nu.